Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Chișinăul va cumpăra din nou curent electric din Transnistria. Compania statului Energocom a anunțat ieri că a semnat un contract pentru furnizarea energiei electrice și cu o companie din regiunea separatistă, după ce la finele lunii martie preciza că a semnat un contract exclusiv cu firma din Ucraina. Analiștii critică vehement decizia Chișinăului, spunând că autoritățile noastre au semnat contractul cu compania din Transnistria, fără niciun concurs. Acum, haideți să ne amintim cum au evoluat lucrurile și cum s-a ajuns la situația din prezent. Așadar, la sfârșitul lunii martie 2017, lucrurile stăteau altfel. Societatea pe acțiuni de stat Energocom anunța că a semnat la sfârșitul lunii martie 2017 cu compania din Ucraina un contract de furnizare a energiei electrice către Republica Moldova pentru perioada 1 aprilie 2017 și 31 martie 2018. Până atunci, țara noastră procura energie electrică prin intermediul unei firme transnistrene, Energocapital, cu proprietari în zone offshore, fiind alimentată de la centrala de la Cuciurgan. Despre o posibilă revenire a furnizorului de la Cuciurgan se vehicula de mai mult timp, doar că nimeni nu se avânta să spună când. Ori, chestiunea respectivă se negocia în altă parte decât guvernul țării. Cu toate acestea, experții în energetică critică dur decizia Chișinăului, spunând că Energocom a semnat contractul cu centrala de la Cuciurgan într-un mod totalmente obscur, cu acceptul Ministerului Economiei și fără niciun concurs. Acestea se întreabă de ce Ministerul Economiei a indus în eroare opinia publică din Republica Moldova, organizând un concurs ale căror rezultate nu sunt respectate la final. Motivele invocate de Energocom sunt că Cuciurgan, adică rușii plus Tiraspolul, oferă un preț cu 10% mai mic. Totuși, nu putem să nu observăm că avem o relație interesantă între Ministerul Economiei de la noi și compania ucraineană pe de o parte și Ministerul Economiei și centrala de la Cuciurgan pe de altă parte. Asta pentru că observăm că autoritățile noastre nu fac decât să încurajeze regimul separatist de acolo, care se hrănește doar din banii noștri. E un lucru bine știut că o pondere foarte mare până acum în bugetul Transnistriei constituiau banii investiți de Republica Moldova pentru procurarea energiei electrice. Și vedeți cât de brusc a trecut supărarea Republicii Moldova pe regimul de acolo? Totul pentru a susține economia tenebră de acolo. O economie care riscă să se prăbușească fără suportul economic al Republicii Moldova, care trebuie să le plătească datoriile. Însă să nu credem că transnistrenii se vor schimba datoriile acestui contract și vor căuta modalități de soluționare a conflictului transnistrean. Să nu uităm că chiar în aceste zile, așa numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatev, a comentat ultimele decizii ale Chișinăului, printre care și expulzarea celor 5 diplomați ruși. Potrivit lui, această decizie poate submina pacea de pe cele două maluri ale Nistrului. Despre celelalte decizii, cum ar fi instituirea punctelor comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean și calificarea trupelor de pacificare drept trupe de ocupație, Ignatiev a declarat că Chișinăul folosește tactica deciziilor tranșante și unilaterale. Și acum ne întrebăm, ce au transnistrenii cu deciziile Chișinăului care vizează expulzarea diplomaților ruși? Și încă o dată vedem un exemplu de tupeu al transnistrenilor care ne iau la degetul cel mic. Iar noi tăcem și ne bucurăm că cică vom avea preț mai mic la energie electrică. Însă știți vorba, râde bine cel care râde la urmă. Și nu cred că noi vom fi cei care ne vom bucura. Totodată, grupul operativ al trupelor ruse din Transnistria a efectuat exerciții militare antiteroriste în stânga Nistrului, neglijând astfel protestele repetate ale Chișinăului prin care s-a cerut stoparea oricăror aplicații militare pe teritoriul Republicii Moldova. Așadar, fiecare cu durerea lui. Ei desfășoară exerciții militare, pregătindu-se de un nou conflict, iar noi le cumpărăm energia. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și în numele echipei Noroc TV vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, adică după buletinul de știri actual. Până atunci, nu ezitați să dați like paginii noastre de Facebook Pulsul Zilei. O seară frumoasă să aveți!